întrebat, zice, asta de la Digi. Zice, vă e frică că a venit Sabău? Uite, tremură haina pe mine. Și ce frică mie? Dar nu știu pe unde să mă bag. Și întrebarea e asta, domnule, n-are voie să vine să vadă meciul? Sau ăla îi spune, zice, sunteți, ați luat numai un punct azi. Păi cine a venit mai aici? Ajax, Amsterdam, Bayern, München? Zic că mersi că au luat un punct, nu? Sunt niște întrebări care nu și-au rost. Da, revenim la joc. Eu sunt nemulțumit de rezultat. Pentru că trebuia să câștigăm. Și așa ne-am propus să câștigăm. Nu s-a putut. În loc să fie 1-0 pentru noi, a fost 1-0 pentru ei în faza următoare. Ne creăm situații, ne băgăm în poartă. Nu pot să le reproșez că n-au vrut să câștige. Au alergat, au făcut tot ce a trebuit. N-am mers mai mult astăzi. Poate o să facem mai mult la Severin. De ce să ne, acum, să ne luăm? Astea sunt condițiile. Ăștia jucătorii care avem, să încercăm, eu știu, am spus că fiecare punct pe care îl aducem contează. Sigur, astăzi avem nevoie de 3 puncte. Că le-am spus și înainte de meci. Voi vă gândiți că ăștia au avut 11 puncte, da? Și au bătut la CFR, au făcut 14 și au bătut pe Târgu Jiu și au făcut 17. Dacă le pierdeau pe amândouă și noi câștigam azi, treceam peste ei, făceam 12 și ei rămâneau cu 11, nu? Vezi ce înseamnă două victorii legate? Unde i-au adus? Și cu ce echipe? Da. Și tocmai, păi eu ce spun, nu se gândea nimeni că bate la CFR. Cum le-am spus și eu, vă gândeați că noi batem la Dinamo. Uite că am bătut la Dinamo. Dar, sigur, campionatul e greu, e lung. Eu zic că nu trebuie să ne pierdem, pentru că încă mai avem șanse. Deci, noi dacă legăm două victorii, nu putem să mergem și acolo. Și echipa nu joacă rău, personal. Dacă ar fi fost penibil, personal, nu astea suntem. Mi-a plăcut echipa asta.